În această dimineață, Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de angajații unei societăți de turism din Cluj-Napoca, de pe strada Bulevardul 21 Decembrie, despre faptul că sediul agenției a fost spart, iar din interior lipsește un laptop. Polițiștii desfășoară la această oră activități de cercetare în vederea identificării și tragerii la răspundere a autorilor.